Urmează reabilitarea liceului pedagogic Carmen Silva. Jumătate din lucrări sunt deja finalizate, iar până în toamnă tinerii vor învăța într-o școală modernizată. Clădirea are peste 120 de ani și este una emblematică pentru Timișoara. Refacem acoperișul, fațadele, tâmplăria, dar și termoizolăm clădirea pentru confortul celor care vin la școală aici. Toate lucrările se fac cu respect pentru identitatea arhitecturală și istorică a clădirii. Investim 20% din bugetul de dezvoltare al Timișoarei pentru educație, a declarat primarul Dominic Fritz.